De la o lună la alta crește numărul tentativelor de asasinat asupra colaboraționiștilor proruși din teritoriile ocupate din Ucraina. Unele dintre acestea au și succes, însă alți ucraineni care au trădat în favoarea Rusiei au reușit să scape de tentativele de asasinat pentru ca ulterior să dispară chiar în Rusia. Numai puțin de nouă tentative de asasinat, Atâtea au fost raportate doar în luna august, de trei ori mai multe decât în luna iulie. Numărul pare să fie în creștere pe măsură ce armata ucraineană crește presiunea asupra forțelor ruse, preponderent în sud-est, în regiunea Herson. Cel mai recent asasinat a fost cel care l-a vizat pe Alexei Kovalev. Acesta fusese deputat în Rada Supremă Ucraineană, însă în momentul invaziei ruse a trădat și a fost unul dintre cei care a cedat orașul Herson în mâinile armatei ruse, iar ulterior a aprovizionat forțele ruse și a primit o funcție în administrația de ocupație. O altă tentativă de asasinat, de data aceasta nereușită, l-a vizat pe Vladimir Saldo, fost primar al orașului Herson și om de afaceri local. Vladimir Saldo a fost șeful direct al lui Alexei Kovalev, iar la începutul lunii trecute a ajuns într-un spital din Moscova după ce ar fi mâncat o masă ce conținea un agent neurotoxic. Ulterior, spitalizării la Moscova, el nu a mai fost văzut. Un alt colaborator ucrainean al Rusiei a fost Vitali Gura. Acesta avea o funcție publică tot în Herson și a fost împușcat mortal în fața casei sale după ce trădase țara. Anterior, el se lăudase cu rezistența pe care o opunea în fața armatei ruse. Potrivit unei estimări chiar a părții ruse de la debutul invaziei, în teritoriile ocupate au avut loc cel puțin 19 tentative de asasinat. Cea mai mare parte a lor au fost asasinate politice puse de Moscova pe seama Chievului, însă altele sunt suspectate că au fost doar reglări de conturi între interlopii locali care au profitat de instabilitatea generată de război. Lista colaboratorilor ucrainieni cu Rusia este însă foarte mare. Aproximativ o treime dintre persoanele incluse pe lista sancțiunilor Occidentului sunt, de fapt, cetățeni ucrainieni.